Domnul Suhoi, să începem cu dumneavoastră. Care este poziția partidului pe care îl reprezentați, PNL? Vă susține moțiunea de cenzură depusă de PSD? Și care sunt argumentele dumneavoastră? Poziția noastră este una cât se poate de fermă, pe care am exprimat-o public, aceea de a vota fără niciun fel de reținere această moțiune de cenzură. La vedere. Dar și la vedere, dacă va fi nevoie. Dar până una alta trebuie să și explicăm poziția noastră. Și aș argumenta cu faptul că moțiunea de cenzură are două obiective. Cel politic, evident, este înlăturarea guvernului. Considerăm, din punct de vedere al acestui obiectiv, că este oportun a înlătura acest guvern, care, din păcate, atentează la interesele elementare a peste 9 milioane de români, pe termen scurt și, spune, pe termen mediu, chiar la interesele societății românești. Ne-am exprimat public, într-adevăr, s-ar putea, eu personal n-am citit încă această moțiune depusă de PSD, s-ar putea să avem în dezbatere, în cadrul dezbaterilor parlamentare, anumite poziții, poate care sunt înfățișate într-un anumit fel de PSD cu care nu putem fi de acord, mă refer la supraimpozitare, mă refer la eliminarea cotei unice, mă refer la multe lucruri cu care nu suntem de acord, dar pe ansamblu vom vota moțiune de cenzură pentru că considerăm oportun în acest moment anularea măsurilor pe care guvernul încearcă a fi adoptate prin această angajare de răspundere. Dar vă puneți problema că o să aruncați țara într-o criză politică în moment de față? Încă, ok, nu vreți să rămână guvernul, dar e momentul acum? Am analizat profund această posibilitate, cum la fel de bine ne-am manifestat totala noastră deschidere vis-a-vis de contribuția liberală la formarea unui viitor guvern. Nu cred că am putea ajunge într-un haos mai mare decât cel existent deja. Tocmai din acest motiv considerăm că există soluții, considerăm că există alternativă la aceste măsuri pe care le considerăm, v-am spus și repet încă o dată, greșite și da, care afectează și în mod direct românii. Guvern... Avem aceste soluții, le-am făcut publice, le-am propus. Da, da. Credem că un guvern cu o puternică componentă liberală în locul acestui guvern va fi în stare să ofere aceste soluții economice. Când Antonescu în calitate de premier, nu? De ce nu? Există posibilitatea. Dânsul și-a manifestat, eu știu... Sau Iohannis, de ce? Sau Iohannis. Mai mult decât atât. Reloaded. Să ne reamintim. Propunerea noastră nu vine... Nu e o propunere foarte... Ar mai vrea Iohannis să vină... Nu știu, personal nu știu dacă domnul Iohannis sau nu, dar propunerea noastră inițială acum o săptămână a fost chiar această soluție a unui guvern de tehnocrați cu o puternică componentă și competență economică, care... să dezamorseze, eu știu, situația dificilă în care se află întreaga societate românească și să rezolve problema economică, pentru că, haideți să revenim, unii fructifică această temă a crizei și o extind la foarte multe niveluri și planuri. E vorba de o criză a deficitului bugetar, o criză a bugetului de stat. Nimic mai mult, lucrul ăsta poate fi făcut prin măsuri autentic liberale, prin măsuri care țin să revigoreze mediul economic, prin soluții care vin. Dar trebuie să nu uităm faptul că ne aflăm într-un context internațional, este o criză mondială și trebuie să ne gândim dacă să vină cineva să conducă această țară, e bine să ne gândim și la profilul acestuia. Care sunt argumentele? Care sunt calitățile care le recomandă pe Crin Antonescu ca să fie un premier în situația aceasta? Un premier mai bun decât Emil Boc. Dacă e să plece, e mai bine pentru țara să vină unul mai bun. Mai înalt. Foarte pe scurt. Mai competent. Mai frumos. Aș vrea să fiu foarte scurt în a face aprecieri vis-a-vis de președintele partidului în care și eu provin, pentru că cu siguranță mă puteți cataloga drept subiectiv, dar cu siguranță Crin Antonescu ar fi un premier pentru, eu știu, analizând, sau primul atribut care vine în minte este cel al deschiderii și al dialogului. Din păcate, în România de o bună bucată de vreme se simulează acest dialog. Premierul Emil Boc a fost insensibil, nu numai la propunerile pe care le-am făcut la nivel de opoziție parlamentară, dar a fost insensibil la propuneri făcute de patronate, de sindicate, de diverse forme ale societății, de asociere ale societății românești. Din păcate, în România contează părerea unui singur partid și, din păcate, această părere este, sau, eu știu, această poziție este inflexibilă. Se pune față o falsă dilemă, cum ori mărim taxele și impozitele, ori atentăm la veniturile populației. Mi se pare injust, cel puțin din acest punct de vedere, Crin Antonescu sau un premier tehnocrat sau unul care, într-adevăr, să privească astfel soluția, ar avea cu totul altă abordare. Avem un reprezentat al partidului la guvernare, da, domnul Sfânu. Claus Iohannes, premierul dumneavoastră, l-am văzut la o emisiune la Antena 3 cu Moise Guran, acum multe luni în urmă, și l-a întrebat foarte clar:
și probabil neamțul din el, indiferent că era în campanie electorală sau nu, era vehiculat numele ca viitor premier sau nu, a spus, da, trebuie să tăiem din pensii și salarii. Și mă uit la dumneavoastră la televizor și emisiunile astea există, sunt arhivate și o spunea nu acum, o spunea acum 8 luni de zile în urmă. Da, un om lucid. Noi vorbim și vă spun foarte sincer, eu aș fi primul care aș spune hai să plecăm de la guvernare și chiar aș vrea să arăt lumii falsitatea anumitor poziții care se spun în spațiu public și să lăsăm Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat împreună să facă ceea ce spun acum pe televizor. Și vă enumer. Ambele partide au spus că acordul cu Fondul Monetar Internațional trebuie întrerupt. Deci noi luăm 20 de miliarde sau am luat, mai luăm încă vreo 12 miliarde cu dobândă de 3%. Știți ce s-a întâmplat în ultima săptămână? În ultimele 3 săptămâni guvernul a încercat să se împrumute pe piața bancară și nu mai putea să vă mai împrumute foarte mult. Am ajuns la cifra de îndatorare de 18. Dobânzile prea mari, nu? Dobânzile prea mari și a refuzat. Deci bancherii din România au cerut foarte mulți bani. În afară, Spania a vrut să iasă cu emisiune de eurobonduri, Spania, încă o dată, nu România, nu Turcia, nu Polonia, Spania, cu emisiune de eurobonduri de 100 de milioane de euro. Știți cât a luat? Cât au vrut oamenii să scoată din buzunar, firmele sau orice, să spună, da, ți le cumpăr eu, zero. Portugalia a ieșit cu emisiune de 500 de milioane de eurobonduri. Știți cât a luat Portugalia? 50 de milioane de euro. Deci, ca să concluzionez, eu aș vrea să ieșim într-un fel de la guvernare și să-i lăsăm pe colegii. Dar nu ei, că nu decid, la fel ca și mine. Să ieșim de la guvernare și să vedem falsitatea. Pentru că au spus așa, tăiem, renunțăm imediat la, la acordul cu Fondul Monetar Internațional. 1. 2. Nu reducem salariile și pensiile. Da? Dacă intrați la guvernare, eu chiar am o întrebare directă, din ceea ce știți la dumneavoastră în partid. Dacă ați intrat la guvernare, veți reduce salariile și pensiile? Și vreau un răspuns cu da sau nu. 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 Ok. Deci, nu, ca să fie, să nu spun că a spus eu și nu așa. Deci nu reduc salariile și pensiile, da? Nu taie restul ajutoarelor sociale. Am cazul mămicilor nemulțumite și așa mai departe, care luau 26 de milioane, 30 de milioane, 40 de milioane pe lună și aici o să-mi fac dușmani, dar și eu am copii și am crescut când nimeni nu-mi dădea mie 20 de milioane sau acasă ca să-mi cresc copilul, da? Și care spun că nu le ajung banii respectiv, chiar dacă guvernul spune 6 milioane obligatoriu plus 2 milioane pentru copii, 8 milioane 2 ani. Nu avem în Europa o astfel de sistem. De ce l-am făcut noi în România? Pentru că ne-am uitat pe declinul natalității și am spus în perioada când părea că se poate, că e bine ca statul să încurajeze. Când statul nu mai poate, toată lumea spune, e un drept câștigat. Dar întreb, în momentul când am ieșit cu o pensie sau cu un salariu sau cu o anumită sumă. De ce atunci când statul mărește această pensie, nu spun statul puțin. Pensia mea era sau salariul meu e de 2 milioane, de ce îmi dai mai mult? Când e...